Bună ziua! Numele meu este Albu Ștefan și sunt din Constanța. Tot felul de probleme în Constanța și în România. Se pare că în România sunt mulți oameni răi. Acum 10 ani, 20, 30 de ani în urmă, parcă oamenii nu erau chiar atât de răi. Sau nu știu ce să zic, poate erau, dar eu nu știu, așa mi s-a părut mie. E adevărat că eram și mai tânăr, era altceva. Mi-aduc aminte la școală totuși că unii copii erau cam răutăcioși, dar crescând oamenii, unii au ajuns răi, așa. Dar problema este că unii oameni din România se laudă cu răutatea. Legea lui Dumnezeu este să nu mâncăm, sau prima lege dată de Dumnezeu, este să nu mâncăm din pomul cunoștinței binelui și răului. Tot în Biblie scrie că Dumnezeu a făcut lumea și la început toate erau bune. Și apoi a dat poruncă oamenilor să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Adică să rămână buni. Să rămână buni, că toate erau bune la început. Deci să rămână buni, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Deci, pe scurt, legea lui Dumnezeu cred că este să nu fim răi. Vedeți, în România spun unii oameni că sunt puternici, că sunt răi. Și în școli, în licee, poate și prin facultăți și după aceea, unii oameni se laudă cu răutatea. Deci acești oameni sunt cumva împotriva lui Dumnezeu, adică împotriva binelui. Da, nu cred că, adică s-or lăuda ei cu așa ceva, dar nu este bine să ne lăudăm, de obicei, nu este bine să ne lăudăm, de obicei, nici cu binele, nici cu răul, dar cu răul chiar că, adică de ce să te lauzi că ești rău? Nu e bine să te lauzi nici că ești bun, dar de ce să te lauzi că ești rău? Da. În fine, asta am vrut să vă spun. O zi bună. Doamne ajută!